este mai bine să fac exerciții cardio sau exerciții cu greutăți? Ei bine, răspunsul la această întrebare îl vei obține singur după ce asculți acest video până la final. Atunci când faci exerciții cardio, consumi anumite calorii, anumită energie, da? Să zicem 500 de calorii într-o oră de cardio. Atunci când faci exerciții cu greutăți, supui corpul la un anumit stres, iar masa musculară crește. De ce? Pentru că corpul primește ca și stimul și ca și mesaj, ai nevoie să fii mai puternic, dezvoltă masă musculară pentru a fi mai puternic. E, procesul de a construi masă musculară nu se oprește după ce tu ai terminat un antrenament de o oră, în care consumi probabil tot 500 de calorii. Însă, după acea oră, tu mergi acasă și procesul de refacere abia începe. Ei bine, tot procesul de refacere la fel consumă calorii. Pe măsură ce tu îți crești masa musculară, tu consumi mai multe calorii doar existând, doar îndeplinind funcțiile tale vitale. Asta înseamnă că pe măsură ce crești masa musculară, vei fi ca o mașină care în loc de motor de 1.4 care consumă 5%, ajungi să ai motor de 3.000, de 5.000, care consumă mai mult chiar dacă merge aceeași distanță cu ele. Înțelegi? Deci, practic, vei fi un motor mai mare care va consuma mai mult. Asta se traduce în avantajul de a putea mânca mai multe calorii sau mai mulți nutrienți. Pentru unii avantaj, pentru unii dezavantaj. Dacă vrei să fii econom, e dezavantaj. Dacă vrei să mănânci puțin, e dezavantaj. Dar dacă vrei să consumi multe calorii și să mănânci mult și ești gurman și ești pofticios, atunci e bine să ai motor cât mai mare, adică e bine să ai cât mai multă masă musculară. Pe de altă parte, ai masă musculară, însă vrei să te definești mai repede, ai nevoie de fapt să faci ambele antrenamente. Și cel cu greutăți care îți crește masa musculară și cardio care te ajută să arzi calorii mai multe în acea perioadă. Împreună, ele te duc mai repede pe tine către rezultatele dorite. Deci ambele sunt o unealtă. Dacă vei face doar cardio, nu vei ajunge la rezultatele dorite, cu siguranță. Uită-te la cei care fac doar cardio, da? Cum arată. Cei alergători de mulți kilometri. Acum depinde și ce target ai în capul tău, ce fel de corp vrei să ai. Eu personal vreau să fiu și musculos și definit în același timp. Și atunci vreau să fac și antrenamente cu greutate și antrenamente cardio. Femeile care zic, eu nu vreau să am mușchi. Ok, nicio problemă, nu vrei să ai mușchi, dar vrei să ai tonus, da? Când faci așa, tu nu vrei să-ți facă aici grăsimea, corect? Cum îmi face mie aici, nu? Vrei că dacă o încordezi să fie tare. E, ca să fie tare, ca să ai tonus, de fapt tonus înseamnă masă musculară. Înțelegi? Asta aici, tare, tot ce înseamnă carne tare pe tine, așa cum se spune în popor, e masă musculară. Acoperită de cât mai puțină grăsime, un strat cât mai fin de grăsime. Cu cât ai masă musculară mai mare, împinge mai mult în piele și arată mai tonusată, mai calitativă, da? E, și atunci vin și te întreb eu pe tine. Vrei să faci doar cardio sau vrei să faci și exerciții cu greutăți? Eu personal le fac pe amândouă, amândouă îmi sunt de folos, însă dacă ar fi să aleg, dacă ar fi să fiu obligat să aleg, aș prefera să fac exerciții cu greutăți, pentru că exercițiile cu greutăți le pot aranja într-un așa fel încât să se transforme în cardio, dar cardio nu-l pot aranja în așa fel încât să se transforme în exerciții cu greutăți, în sală. Așa că pentru mine nu este o opțiune să fac doar cardio. Te rog să ai în vedere aceste informații atunci când te apuci de transformarea ta și dacă ai nevoie de ghidare în această transformare, să știi că am un grup de transformare unde am și exerciții pentru acasă cu greutatea corpului și exerciții pentru în sală și ce fel de cardio e cel mai eficient, că avem și aici mai multe feluri de cardio și toate informațiile de genul acesta. Mulțumesc! O zi minunată!